Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi și în această perioadă, de fapt, s-a discutat destul de mult despre alegerile locale și cele europarlamentare, bineînțeles. Acum se discută și mai mult despre ce o să urmeze în această toamnă. Mă refer aici la alegerile prezidențiale, dar și cele parlamentare. Se discuta, de fapt, la un moment dat și despre comasarea celor două alegeri, dacă va fi sau nu așa, rămâne de văzut. Unele dintre partide și-au anunțat deja candidații pentru funcția de președinte al României, alții încă mai poartă așa unele negocieri. Ceea ce-i doare cei mai tare pe români însă sunt scumpirile care sunt anunțate începând de la 1 iulie, vorbim aici despre prețul carburantului, dar și o creștere a RCA-ului. Sunt multe probleme până la urmă, probleme care au fost așa puse cumva într-un con de umbră și din cauza acestor alegeri locale ce au avut loc, dar acum iată că sunt din nou scoase pe tapet, iar oamenii au sau nu motive de îngrijorare. Încercăm să aflăm și noi astăzi despre aceste scumpiri, ce se întâmplă și care este trendul până la urmă în România din acest punct de vedere. Tehnologia ne ajută și de data aceasta, iar alături de noi este domnul Iulius Firțac, deputat din partea Uniunii Culturale a Românilor, din România a Rutenilor. Bună ziua, bine că ne revedem și în această formulă. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou în studiourile Hunedoara 1. Noi vă așteptăm aici și fizic, să știți, dar știm că în această perioadă și nu numai sunteți extrem de ocupat, pentru că ați avut și în ultima perioadă destul de multe întâlniri, nu doar în țară, ci și în străinătate, pentru că încercați să aduceți cumva mai aproape sau să aduceți România, mai bine zis, acolo unde este locul, și în urmă cu ceva timp chiar ați avut o întâlnire la Paris și mă refer aici la faptul că ați avut mai multe discuții cu privire la criteriile de aderare la organizația pentru cooperare și dezvoltare economică. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Cu ce ne ajută pe noi ca stat în primul rând dacă aderăm la această organizație? Da, vă mulțumesc pentru întrebare și mă bucur că primul subiect pe care putem să-l dezbatem astăzi este acesta. Și cronologic s-a întâmplat vizita la Paris înainte de campania electorală, înainte de alegerile locale și europarlamentare. Deci este foarte bine că putem să dezbatem acest subiect. Este foarte important pentru România să adere la această organizație internațională, unde sunt astăzi 38 de țări membre. Este organizația celor mai dezvoltate 38 de țări din această lume. Este o organizație care cere criterii economice transparente, libertate de circulație a oamenilor, a capitalelor, libertatea de circulație a fondurilor de investiții și, nu în ultimul rând, cere criterii transparente pentru tot ceea ce înseamnă administrarea banului public. Aș vrea să dau un exemplu concret ca să înțelegem cât de important este aderarea la OECD, un exemplu care se referă la stadiul, situația, sistemul educațional din România. Toată lumea discută despre testele PISA și despre cum ne plasăm noi în acest clasament și cum ne evaluăm și ne îmbunătățim sistemul educațional din România în funcție de rezultatele pe care țara noastră le obține la aceste teste PISA. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică acționează în toate domeniile economice și sociale, cu toate comisiile pe care această organizație le are, și face evaluări pentru țările membre și pentru țările care vor să adere la această organizație. România vrea să adere la această organizație de ani buni și de aceea este parte din aceste teste PISA, care sunt cele mai populare și de aceea dau acest exemplu ca să înțelegem importanța aderării la OECD. Toată evaluarea pentru sistemul de educație din România, cât de bine stăm, cât de pregătiți sunt copiii noștri, ce trebuie să facem ca să îmbunătățim sistemul educațional, ca să reducem rata analfabetismului funcțional,
Toate aceste răspunsuri le găsim din aceste evaluări obiective și pertinente pe care le face OECD și toată lumea când se discută despre testele PISA știm că vorbim despre niște teste profesionist făcute, transparente și de care trebuie să ținem cont. La fel se întâmplă și pentru... la care nu am avut sau nu am fost prea mândri atunci când am văzut rezultatele acestor teste, din păcate. Doar aderarea la această organizație, să spunem, poate schimba cumva lucrurile sau trebuie să facem și noi ca stat, ca instituții de învățământ, mai mult pentru ca lucrurile să se schimbe din acest punct de vedere? Da, exact aceasta este perioada în care ne aflăm acum, perioada în care noi trebuie să corectăm legile și să corectăm normele în baza cărora funcționează societatea românească, mediul economic și mediul social și educațional, pentru a fi la standardele OECD și din punct de vedere economic și din punct de vedere social. În momentul în care toate comisiile OECD ne vor da un aviz favorabil și vom primi vot în toate aceste comisii, atunci vom adera la OECD. Asta înseamnă că în toate domeniile, din punct de vedere legislativ și funcțional, suntem la standardele pe care le cere acest organism, această organizație internațională. Care sunt beneficiile? Beneficiile sunt că odată implementate, știm că suntem cu cel mai avansat sistem de administrare a banului public, de educare a copiilor noștri și de administrare și fiscalizare a mediului economic. Și asta va permite să atragem mai multe fonduri directe de investiții în România. Pentru că noi acum de asta avem nevoie în țara noastră, să vină mai mulți investitori, să creăm mai multe locuri de muncă și să creștem standardul de viață, să creștem veniturile românilor pentru a recupera decalajul față de țările din Uniunea Europeană și față de țările din OECD. Când considerați, sau în urma discuțiilor pe care le-ați purtat la Paris, când considerați că am putea să facem și noi parte din această organizație? Pentru că mult de lucru avem, asta este sigur. Da, Guvernul României, prin domnul ministru Ciucă, la momentul la care acesta era ocupat funcția de prim-ministru, și-a asumat ca orizont de finalizare a negocierilor și aderarea la OECD ca anul 2026. Deci noi vrem ca până la finalul anului 2026 să avem implementate în România toate mecanismele pentru o economie și pentru o societate la standardele OECD. Asta este azimutul pe care îl avem, acolo țintim. Acum, dacă nu va fi 2026 și va fi 2027, tot este bine. Ideea este că trebuie să ne ținem de acest calendar, trebuie să discutăm cu toate comisiile pe care le are OECD, undeva la peste 28, peste 30 de comisii de specialitate pe care OECD-ul le are și să parcurgem cu fiecare comisie toate cerințele pe care acestea le au în legătură cu situația din România. Economică, repet, socială și educațională. La modul în care se prezintă România și unele dintre instituțiile sale în prezent, am trece de câte comisii din această organizație? Astăzi cred că sunt primite avizele și votul în 6 comisii, deci lucrurile sunt în direcția bună. Este foarte important ca și pe lângă stafful pe care noi îl avem la Paris, stafful tehnic, diplomatic pe care îl avem la Paris, pe lângă stafful pe care îl avem la București, tot acest staf diplomatic-administrativ central, condus de excelența sa, domnul Luca Niculescu, fost ambasador la Paris și actualmente ministru secretar de stat, cu atribuții clare de coordonarea procesului de aderare la OECD. Acești oameni foarte bine pregătiți pe care i-am cunoscut personal să fie sprijiniți și de instituțiile statului român centrale și bineînțeles mai apoi filialele județene. Aici vorbim de ANAF, de Organizația de Protecție, Asociația pentru Protecția Mediului, tot ce înseamnă agenție națională care trebuie să se îmbunătățească ca funcționare și să se transparentizeze, toți aceștia trebuie să colaboreze foarte bine cu staful diplomatic
pentru a armoniza instituția cu cerințele unei economii și unei țări moderne. Aici apar unele sincope și apar unele întârzieri, pentru că trebuie să-i facem, noi parlamentarii, membri în Comisia pentru aderarea, pentru sprijinirea aderării României la OECD și stafful administrativ din guvern, să-i facem pe oamenii din instituții să înțeleagă că trebuie să depună un efort suplimentar pentru îmbunătățirea funcționării acestor instituții și transparentizarea eventual a funcționării lor, pentru că România are nevoie de toate aceste updatări, de toate aceste îmbunătățiri, pentru a putea fi mai competitiv pe piața economică mondială, pentru a atrage mai multe fonduri de investiții și implicit pentru a trăi toți cetățenii țării mai bine. Aici sunt eventualele sincope care pot să apară. Da, pentru că în teorie sună foarte bine ceea ce ne spuneți dumneavoastră, că și angajații anumitor instituții ar trebui poate să schimbe anumite lucruri în ceea ce privește activitatea pe care o desfășoară. Vorbim aici probabil și de anumite softuri care să fie funcționale în primul rând în toate aceste instituții, doar că în practică 2 ani ne vor ajunge, e suficient timpul pentru a putea să ne punem așa, să ne meargă foarte bine din acest punct de vedere, sau mai avem nevoie de mai mulți ani? Eu de felul meu sunt optimist și asta știm. Iau în calcul și faptul că este prima oară când ne asumăm un termen de aderare. Până acum au fost doar deschise negocierile și nimeni până la actuala alianță PSD-PNL nu și-a asumat un termen de aderare la OECD, pentru că sunt acolo criterii severe. De exemplu, modul în care sunt administrate societățile de stat, societățile unde statul este acționar, sunt niște criterii de transparentizare foarte dure față de ceea ce se întâmplă astăzi în multe instituții. Și pentru asta, de exemplu, România a creat o societate, o agenție națională, Agenția pentru Monitorizarea acestor întreprinderi de stat, care va acționa, hai să spunem, ca un fel de DNA în ceea ce privește verificarea instituțiilor unde statul este parte. Și, bineînțeles, că și va corecta toate derapajele din aceste instituții. Este un pas important asumat de coaliția PSD-PNL și dacă această instituție, AMEPIP, această Agenție Națională de Monitorizare a Instituțiilor pe care statul le are, va reuși să funcționeze, cred eu că vom vedea o creștere a vitezei de negociere cu celelalte comisii care au, hai să spunem, obiective mai ușor de îndeplinit decât acestea. Cred că această problemă este cea mai spinoasă în tot procesul de aderare a României la OECD, modul în care sunt administrate și sunt gestionate societățile de stat. După aderarea României la această organizație, ce se va întâmpla concret? Cu ce îi va ajuta pe elevi, pe cei care sunt în această sferă economică, să spunem? Care sunt avantajele de a fi membri? Am precizat și repet încă o dată, avantajul cel mai mare este expunerea, deschiderea față de capitalul care se investește la nivel mondial. Astăzi, 80% din investițiile străine directe, 80% din toate miliardele care se investesc la nivel mondial, se investesc în cele 38 de țări membre OECD. Deci, practic noi vom avea posibilitatea ca și alte țări să investească în cel mai serios mod, să spunem, și în România. Exact. Șansele deci sunt mult mai mari. O companie mare care vrea să deschidă, să zicem, o fabrică. Știe că vede că România este membră OECD, vrea să facă o relocare din altă zonă a globului. România este membră OECD, respectă toate criteriile și normele pe care, standardele pe care OECD le impune statelor membre. Hai să deschidem o fabrică. Unde o deschidem? Hai să vedem. La Deva, la Hunedoara, la Simeria, zone care sunt conectate deja prin infrastructură cu vestul Europei și putem să ducem produsul finit de acolo foarte repede pe piețele occidentale sau mai departe oriunde pe glob. Și altfel vor vedea aceste mari companii, acești investitori globali, vor vedea posibilitatea de a investi și siguranța, practic, de a investi în România. Asta este un avantaj. Alt avantaj este faptul că întotdeauna vom fi parte a comisiilor de specialitate din OECD și vom putea să dăm feedback-ul nostru, să venim noi
cu idei pe care noi le avem și putem să îmbunătățim sistemele de educație, sistemele economice din toate țările membre, putem să culegem informații, să vedem de ce o țară din OECD pe un anumit segment se dezvoltă mai repede decât alte țări și să luăm de acolo soluțiile și să le implementăm și la noi. Deci, practic, accesul la deciziile și la modificările legislative, economice și sociale din toate aceste țări membre, în mod direct prin comisiile OECD, și noi putem și noi să ne îmbunătățim economia având legătură directă cu toate aceste 38 de țări. România, fiind membră, peste 2 ani, 3 ani, când se va putea, va avea și un cuvânt de spus în cadrul acestei organizații? Dar bineînțeles, în momentul în care se vor lua decizii pentru modificarea criteriilor OECD din toate domeniile, România, ca și oricare dintre țările membre, va avea un cuvânt de spus. E necesar, de exemplu, să avem în toate țările membre, dau un exemplu teoretic acum, da? Să avem toate țările membre cotă unică de TVA de 15% și să nu mai avem 19% la produse generale și 10% la alimente și 5% la cărți și așa mai departe. Și în momentul în care se va dezbate acolo și va veni o recomandare, domnule, hai să facem peste tot TVA-ul de 15% și noi vom avea un cuvânt de spus și vom putea influența această decizie. La fel legat, am dat un exemplu care se poate să fie înțeles de toată lumea, dar aici vorbim și despre ce înseamnă producția de oțel din fiecare țară, ce înseamnă producția navală, ce înseamnă producția de autoturisme. Deci, fiecare practic, stat toate practic sectoarele cu specificul economice. Său, exact. Exact. Deci da, vom avea un cuvânt de spus în aceste comisii. Va fi interesant de urmărit parcursul nostru până atunci când vom ajunge să aderăm într-adevăr la această organizație, dar și ce se va întâmpla după. Cine ar urma să ne reprezinte în această organizație? Așa cum acum stafful care coordonează procesul de aderare este format din diplomați și specialiști de carieră, la fel și după ce vom adera, acolo vor fi trimiși specialiști, diplomați de carieră, așa cum avem și la Uniunea Europeană și la Comisia Europeană și cum avem, vom avea și aici. Și eu sunt, vă spun că și astăzi în staful de aderare, coordonat, așa cum ai spus, de domnul Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, sunt oameni foarte bine pregătiți. Bănuiesc că din rândul lor vor fi recrutați și numiți în cadrul Comisiilor de OECD și, bineînțeles, și alții în plus vor fi numiți acolo ca și membri. Și mă bucur să văd când umblu în Uniunea Europeană, peste tot în lume și văd că avem specialiști cu înaltă pregătire care ne reprezintă cu succes în toate aceste organisme internaționale. Deci, cel puțin în teorie, vom fi pe mâini bune și în cadrul acestei organizații. Și spuneați puțin mai devreme că sunteți mândru atunci când mergeți în unele state membre ale Uniunii Europene. Recent, după cum bine știți cu toți, au avut loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Sunteți la fel de mândru și atunci când vine vorba despre europarlamentarii români care vor urma să ne reprezinte în Parlamentul European? Sincer, aș fi vrut să nu trimitem un contingent extremist atât de mare, asta ar fi fost dorința mea. Nu suntem dar singurul poporul... stat care a trimis astfel de eurodeputați acolo. Așa este. Poporul este suveran și poporul a spus că trebuie să fie astfel distribuite mandatele de europarlamentari. Ceea ce mă bucură este faptul că numărul de parlamentari trimiși în partidele frecventabile care înțeleg importanța continuității Uniunii Europene, înțeleg importanța apartenenței la spațiul euroatlantic și economic și militar, ponderea dintre parlamentari este cea mai mare. Deci noi avem cel mai mic, din punct de vedere procentual, cel mai mic contingent de extremiști pe care îi trimitem acolo. Și cred eu că cei care fac spectacol în loc să facă politică nu vor rămâne acolo, pentru că acolo, la nivel european, regulile se aplică și programul, modul de funcționare a Parlamentului European nu permite spectacolul grotesc pe care, din păcate, în România, în Senat, mai des și în Camera Deputaților, mai rar în ultima perioadă, l-am văzut. Deci cred eu că cei care sunt astăzi pe liste, pe locuri eligibile să meargă în Parlamentul European, cred eu că vor renunța la locul de acolo, pentru că nu vor putea să facă circ
și vor alege să se întoarcă în România, unde, din păcate, vor mai putea să facă scenete circul pe este care permis. Să le publice pe TikTok. E puțin diferită funcționarea la noi și poate că nu e rău să mai lași să te exprime și astfel de parlamentari și sper eu ca lumea. Am văzut în țară că acest partid ultra-extremist nu a făcut pragul electoral de 5%. Cu voturile adunate din diaspora, unde sunt mai multe resentimente și mai multe supărări pe clasa politică din România decât sunt în țară, cu voturile din diaspora, acest partid a trecut pragul de 5%, dar să așteptăm să vedem și alegerile parlamentare din toamnă, din iarnă, și zic eu că acei reprezentanți de acolo vor renunța și vor veni aici. Dacă nu vor renunța și vor continua să se prezinte acolo la Parlamentul European ca și europarlamentari și își vor șlefui puțin comportamentul și discursul public, cu atât mai bine pentru România. Scăpăm și de circul de aici și nici nu facem circ acolo. Va fi de interesant de urmărit și parcursul acestor noi, unii dintre ei, europarlamentari care vor reprezenta România în următorii ani în Parlamentul European. Așa cum spunea și dumneavoastră, să sperăm că nu ne vom face de râs, pentru că au mai fost situații și reprezentativitatea noastră trebuie să fie una cât mai bună. Ați asistat în această perioadă și dumneavoastră la ceea ce s-a întâmplat în județul Hunedoara, în țară, în ceea ce privește alegerile locale. Unele zone au fost destul de complicate pentru că s-au purtat lupte electorale destul de aprinse în continuare, deși mare parte dintre candidați spuneau înainte de a începe campania electorală că vor purta lupte în ceea ce privește ideile, proiectele, viziunea pe care o au, doar că nu a fost chiar așa, nu s-a potrivit ceea ce își propuseseră unii dintre ei. Cum a fost pentru dumneavoastră să priviți, ce-i drept așa, mai cu un pas în lateral aceste alegeri locale? Da, acum prima imagine pe care am avut-o a fost cea din comunitățile unde noi am avut candidați. Și noi am avut candidați la consiliile locale în județul Hunedoara, în județul Arad, în județul Maramureș, în județul Suceava. În toate comunitățile unde am avut candidați, am adunat suficiente voturi încât să trimitem unul sau mai mulți consilieri locali. Și de aici am avut primul feedback. Aici, așa cum spuneți, au fost și relații normale și dispute de campanie rezonabile în limita bunului simț, au fost și derapaje din rândul, hai să spunem, concurenților pe care noi am avut la Consiliul Local. Dar una peste alta, și în județul Hunedoara, și în județul Arad, și în Marmure, și în Suceava, peste tot, noi ne-am îndeplinit obiectivele, am scos mai multe voturi decât în anul 2020 și în Maramureș, și din păcate doar în Maramureș, am reușit să completăm, să creștem numărul de consilieri de la 2 la 3 consilieri în comuna Bistra. În toate celelalte localități, voturile suplimentare câștigate n-au fost suficient de mari ca să câștigăm un consilier în plus. Continuăm colaborarea cu toți cei care au câștigat alegerile în aceste primării și vom sprijini comunitățile din aceste localități, așa cum am făcut-o și în mandatele anterioare. Am avut o bună colaborare cu primarii din toate aceste localități. În județul Hunedoara, unde ați reușit să aveți consilieri locali? În ce localități? În județul Hunedoara, care este județ, mai mult să spunem, administrativ, juridic, important pentru Uniunea Culturală a Rutenilor din România, pentru că nu este un leagăn istoric al rutenilor din România. Aici avem o comunitate puternică de ruteni venită la finalul anilor 80, începutul anilor 90 și comunitatea s-a așezat în comuna Zam, în satele Sârciva și Pojoga și această comunitate de ruteni așezată aici, coagulată, în jurul și în cadrul Uniunii Culturale a Rutenilor din România, a reușit deja de două mandate să aibă reprezentant în Consiliul Local al Comunei Zam, să colaborăm foarte bine cu domnul primar Nistor Sorin de acolo din Comuna Zam și să îmbunătățim viața cetățenilor tuturor locuitorilor din Comuna Zam. Deci în Hunedoara aici este nucleul de ruteni pe care noi îl avem.
o comunitate care poate nu a fost suficient de mult promovată sau nu este suficient de mult cunoscută în rândul hunedorenilor și nu numai. Considerați că poate și prin faptul că, iată, aveți deja reprezentanți în Consiliul Local din Comuna Zam, cei drept, doar că cu siguranță există legături și discuții între toți rutenii care încă mai sunt în județul Hunedoara. Considerați că poate reușesc cumva pentru a aduce un aport mai mare asupra ceea ce înseamnă această minoritate în România? Da, este clar că în județul Hunedoara sunt veniți ruteni și în alte localități, veniți din Maramureș, așa cum sunt cei din Comuna Zam. Străbunicul meu a venit în Valea Jiului, în Lupeni, unde s-a născut bunicul meu și tatăl meu, deci în Valea Jiului sunt veniți mulți ruteni, dar comunități compacte, ca să poată să sprijine un consilier, 1, 2, 3 consilieri locali, cum sunt în Comuna Zam, nu avem. Fiind dispersați în tot județul Hunedoara, cred eu că la alegerile parlamentare, așa cum s-a întâmplat și la celelalte rânduri de alegeri parlamentare, vom coagula voturi suficiente pentru a câștiga un nou mandat în Camera Deputaților și Uniunea Culturală a Rutenilor să poată să-și continue activitatea. Pentru că și noi, parlamentarii minorităților naționale, avem nevoie să strângem un număr de voturi. Nu este un mandat garantat. Suntem obligați să candidăm la alegeri, trebuie să facem pragul electoral impus nouă minorităților și dacă nu îl facem, este un termen neacademic, este dezastru pentru acea minoritate, pentru că toate drepturile unei organizații de minorități se nasc din reprezentarea parlamentară. Nefiind reprezentat parlamentar, toate celelalte drepturi vor dispărea. Deci eu cred că vom reuși să coagulăm în județul Hunedoara voturile tuturor celor care sunt veniți din Maramureș, din Bucovina, care își cunosc originele și știu că sunt proveniți din familii de ruteni din aceste regiuni și care apreciază activitatea noastră, a organizației noastre, să ne sprijine la alegerile parlamentare. Așadar, să înțelegem că veți fi unul dintre candidații, da, pentru un nou mandat, practic, de deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România? Da, în această primăvară, în luna martie, am avut adunarea generală a Uniunii Culturale a Rutenilor din România și adunarea generală a stabilit lista de candidați și eu sunt primul pe lista de candidați și un loc, bineînțeles, avem garantat, dar, Doamne ferește, orice se întâmplă, trebuie să ai o listă pregătită și voi, dacă vom scoate numărul de voturi pe care legea îl impune, bineînțeles că voi reprezenta într-un nou mandat Uniunea în cadrul Parlamentului, în cadrul grupului parlamentar al minorităților naționale. S-a discutat și o variantă a comasării celor două tipuri de alegeri, mă refer la cele prezidențiale cu cele parlamentare. S-a renunțat la idee, apoi am revenit cumva în această informație. Aveți cumva și noutăți în ceea ce privește modul în care se vor desfășura cele două runde de alegeri în această toamnă? Nu sunt jurist de meserie și nu știu 100% dacă legea permite să se ducă alegerile prezidențiale până în 8 decembrie, când sunt cele parlamentare. Dacă legea astăzi nu permite, ea trebuie modificată. Nu știu dacă mai sunt 6 luni de zile, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Cred că suntem la limită ca să putem modifica legea să se mute alegerile prezidențiale în decembrie și să fie deodată cu cele parlamentare. Dacă este bine, aici sincer sunt calcule subiective ale fiecărui partid și ale fiecărui candidat și decizia este luată în funcție de cum se negociază între cele două mari partide, PNL și PSD. Sincer, nu știu să vă spun care variantă ar fi mai bună și cine ar avea mai mult de câștigat. Grupul nostru a colaborat bine atât cu domnul Ciucă, cât a fost prim-ministru, cât și cu domnul Ciolacu, care este acum prim-ministru și președintele Partidului Social Democrat. Deci, din punctul nostru de vedere, oricare variantă este bună și avem un istoric de colaborare bun. Ar fi fost poate că mai simplu pentru noi să fie un candidat unic. Înțelegem că sunt motive pentru care fiecare partid își dorește să aibă candidatul. Stăm și așteptăm să vedem care va fi decizia luată de coaliție.
în centrul atenției, să spunem, în această perioadă este domnul Mircea Joană, care, iată, ar putea fi unul dintre favoriții, să spunem, în această luptă electorală. Mai avem de asemenea domnul Ciucă, domnul Ciolacu și mai sunt câteva nume care au fost vehiculate. George Simion chiar și-a lansat această candidatură deja, cred că a fost primul președinte de partid care și-a anunțat cu fast că va candida pentru alegerile prezidențiale din acest an. Se fac deja pariuri, să spunem așa? Înțelegeri, negocieri? Este foarte complicat. Încă se negociază, din punctul meu de vedere, strict personal și pentru organizațiile noastre ale minorităților naționale, deci subiectiv analizând, oricare dintre cei trei pe care i-ați nominalizat, domnul Joană, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, sunt oameni cu care se poate colabora și oameni cu care sunt ferm convins că vom lucra așa cum trebuie. Mai departe, în lista de candidați, nu sunt chiar atât de sigur că vom găsi dialogul de care avem nevoie și oamenii să înțeleagă care este rostul și rolul minorităților, ceea ce înseamnă România de astăzi. Dar nici nu cred că vreunul, în afară de cei trei, are șanse să câștige președinția României. Am văzut scorul mult sub ce se așteptau cei de la AUR, am văzut scorul sub prag al doamnei Șoșoacă și cu bonusul primit din diaspora a reușit să treacă pragul de 5%, deci cred că domnul Simion și doamna Șoșoacă se vor comporta și vor candida poate la prezidențiale, nu știu dacă doamna Șoșoacă și-a anunțat candidatura, doar ca să fie locomotive pentru partidele lor și să poată să câștige cât mai multe mandate în Parlamentul care se va forma la toamnă, la iarnă. Dar nu cred că ei intră în bătălia asta cu speranța că vor câștiga președinția României. Cred că unul dintre cei trei pe care i-a spus, dacă nu va ieși din Joben un al patrulea candidat, cred că unul dintre cei trei va fi câștigătorul alegerilor prezidențiale. Așadar, mai așteptăm puțin să vedem cine pregătește Jovenul, nu? Pentru că am mai avut surprize. Trebuie să vedem ce se întâmplă după summitul NATO, după ce domnul Joană va putea să-și anunțe oficial candidatura. Trebuie să vedem dacă dânsul reușește să negocieze cu vreunul dintre partide. Cred eu că la PNL negocierea ar fi cam încheiată, având în vedere campania pe care a dus-o domnul Ciucă și cu lansarea cărții Un ostaș în fruntea țării și mai apoi după alegeri, cu toate discursurile publice pe care dânsul le-a avut, și acolo cred eu că este cam închisă negocierea și nu prea are cum PNL să-l susține pe domnul Joană, el venind pe poziția de independent. La PSD este posibil să mai fie câteva portițe de negociere, depinde ce decide conducerea PSD și dacă nici acolo nu va găsi soluții, eu cred că domnul Joană va intra în competiție ca independent, alegând să fie susținut de o multitudine de ONG-uri din România. ONG-uri și poate și alte partide care să îl susțină, pentru că în politică trebuie să recunoaștem cam așa se fac de cele mai multe ori calculele și atunci când vorbim despre un așa zis independent. Da, nu cred că partidele din Alianța Dreapta Unită, nu cred că vreunul dintre aceste partide va decide să susțină și iau un pentru că vor merge fie cu partidele frecventabile. Vor merge cu PNL, cel mai probabil. Da, iar domnul Joană nu va accepta susținerea unor partide extremiste anti-europene și anti-NATO. Deci singurele partide frecventabile mai rămân cele care sunt astăzi adunate în această coaliție de Alianța Drepte Unite, iar acolo cred că se va decide intern în coaliție cine va fi candidat. Nu cred că ele vor merge cu domnul Joană ca și candidat pe care să-l sprijin, dar este și această o variantă, orice este posibil. S-a discutat de asemenea și despre aceste mutări, să spunem, domnul Joană să fie candidat pentru prezidențiale, iar actualul președinte al României, domnul Iohannis, să preia frâiele, mă rog, practic postul pe care îl deține în prezent domnul Joană la NATO. Este... Da. Veridic, să spunem, veridic această informație? Da, e clar că domnul președinte Iohannis încearcă acum să negocieze o poziție pentru România și pentru dânsul, cu toată experiența internațională pe care dânsul o are, o poziție importantă pe care să o ocupe dânsul și România să fie reprezentată, pentru că
suntem o țară importantă din punct de vedere demografic, din punct de vedere economic și din punct de vedere geostrategic, suntem o țară importantă în Uniunea Europeană și NATO. Suntem așezați la granița războiului, suntem a șasea țară ca și putere demografică și dacă considerăm și diaspora, suntem tot a șasea, dar ne crește substanțial puterea în cadrul Uniunii Europene și economic am crescut foarte mult și suntem acolo aproape de Portugalia, am depășit Bulgaria, am depășit Ungaria, am depășit Slovacia, suntem acolo aproape de Cehia, de Portugalia la nivel de standard de viață, de venit, de PIB pe cap de locuitor și este important să fim reprezentați în funcții la nivel înalt. Nu știu sigur dacă aceasta este funcția pe care o va primi domnul Iohannis, vedem și ce comisar vom primi la nivel de Uniunea Europeană, cine va face parte din Consiliul Europei, cine va conduce Comisia. Sunt încă discuții și e greu să nimerești de acum exact care va fi finalul negocierilor, pentru că sunt foarte multe lucruri puse pe masa negocierii. Am intrat în ultima sută de metri, să spunem, din această emisiune, mai avem doar câteva minute și spuneam la începutul acestei emisiuni că de la 1 iulie se anunță noi scumpiri, vorbim aici despre prețul carburantului, dar și prețul pentru RCA, lucru care îi nemulțumește și cum este firesc să se întâmple pe români, pe fiecare dintre noi până la urmă, pentru că e posibil să scoatem mai mulți bani din buzunare în perioada următoare. Până la data de 30 iunie, prețul și a fost cumva plafonat, lucru care, dacă nu se prelungește de la 1 iulie, va fi destul de complicat pentru mulți dintre români. Cum primesc românii această veste? Vine așa, ca o bombă. Haideți să vedem, luăm paharul și analizăm prima dată jumătatea plină și după aia jumătatea goală. Jumătatea plină este că va fi prelungită plafonarea. Adică nu vom avea o explozie a prețurilor în iulie, 99,9%, guvernul va prelungi termenul de plafonare până în septembrie. Asta este vestea bună, deci nu vom avea creștere substanțială a prețurilor la RCA. Vestea rea este că problema rămâne în continuare și noi până în septembrie trebuie să o rezolvăm. Avem legea astăzi la Comisia de Buget în Camera Deputaților și noi trebuie să facem legea RCA atât de transparentă și atât de corectă încât clienții din România să plătească prețul real pe care ei trebuie să-l plătească pe o asigurare. Deci astăzi, din fiecare 100 de lei pe care o plătesc cetățenii din România pe asigurarea RCA, 80 de lei se duc către factura de la service. Cu ceilalți 20 de lei plus încă 20 de lei aduși de acasă de asigurator, se plătesc costurile administrative și costurile de distribuție, care și ele sunt plafonate la 7,5% și la 25%. Deci astăzi, cei care fac distribuția și cei care fac produsul RCA au toate prețurile limitate și singurul lucru care ține să explodeze piața de RCA este costul facturilor la serviciu. Gândiți-vă că o oră de manoperă pe tinichigerie este de facturată între 800 și 1000 de lei. O oră de manoperă, între 800 și 1000 de lei. Dacă luăm pe salariu minim, că să te gândești că serviciul plătește tinichigiul sau mecanicul cu salariu mediu pe economie. Deci dacă l-ar plăti cu salariu mediu, ar trebui să factureze 60 de lei pe ora de manoperă plus adaosului comercial, care să fie adaosului comercial de 100% al serviciului și ar trebui să factureze 120 de lei. Și atunci i-ar putea da salariul mediu pe economie tinichigiului și mecanicului și ar rămâne și lui exact aceeași sumă. Să nu factureze 120, să-i dea lui dublu salariului minim pe economie și iarăși lui să rămână dublu. Ar fi 240. Ar fi 240 de lei pe ora de manoperă. Și noi avem facturi între 800 și 1000 de lei ora de manoperă. Ca să poate fi reglementat în vreun fel acest lucru? Păi asta este ceea ce trebuie să facem noi. Legea, legea este în sertar la Comisia de Buget. Am discutat cu toate partidele mari, cunosc această problemă, PNL, PSD, USR și sunt ferm convins că în această toamnă, cu liniște, pentru că, repet, plafonarea se va prelungi cel puțin până în toamnă, în septembrie, cel târziu în octombrie, vom găsi soluția
ca să eliminăm aceste anomalii din piață și clienții să plătească un preț normal pentru RCA. Vă dați seama că o scădere cu 40% a costurilor de reparație înseamnă o scădere a tarifului de astăzi cu 40%, ceea ce înseamnă foarte mult. În loc să plătesc 1000 de lei pe RCA, astăzi ar trebui să plătesc 600-700 de lei. În loc să plătesc 1500, ar trebui să plătesc undeva la 750-800 de lei. Deci eu sper că vom reuși în această toamnă. Simt că și politicienii din partidele mari au înțeles care este problema astăzi în piață, că nu mai avem asiguratori care să fugă cu banii clienților, așa cum s-a întâmplat cu Astra, cu Carpatica, cu City și cu Euroins. Și dacă nu mai avem astfel de asiguratori, avem doar jucători serioși în piață, trebuie să facem o lege transparentă pentru toată lumea și care să nu fure banii din buzunarul cetățenilor. Deci cel puțin până la viitoarele alegeri, să spunem, va fi liniște din acest punct de vedere, pentru că iată, s-au încheiat alegerile locale și cele europarlamentare. Până în 30 iunie mai sunt plafonate prețurile pentru acestea. Spuneți dumneavoastră că există, aveți certitudinea de fapt că această plafonare va continua până în septembrie. Ne întrebăm ce se va întâmpla din 2025, oare când nu vom mai avea niciun fel de alegeri în România. Da, acest lucru îl vom vedea și îl vom ține pe pielea noastră în 2025. Fac tot posibilul să transmit informațiile reale din piață către marile partide și 2025 să nu fie un an dificil, așa cum mulți pesimiști încearcă să spună că vom avea un an 2025 foarte greu. Eu mă uit și la marile economii mondiale, la economiile din Uniunea Europeană, la Statele Unite, economii față de care noi suntem dependenți și avem multinaționalele care activează în România și lucrează pentru acele piețe. Și dacă acolo nu sunt probleme mari de perturbare, cred eu că și cu un deficit bugetar puțin cam mare, putem să avem un an 2025 liniștit. Optimist, ca de obicei, așa cum vă cunoaștem, e bine până la urmă să și liniștim atât cât se poate oamenii, dar să transmitem și informațiile reale, pentru că asta este esențial, să știm unde ne situăm și ce avem de făcut de aici încolo, pentru că vorbim și despre antreprenori, vorbim și despre foarte mulți oameni care au avut de suferit în această perioadă și se gândesc cu teamă la ceea ce o să urmeze în anii viitori, și atunci trebuie să știe foarte bine unde se situează și ce au de făcut pe mai departe. Suntem la final de emisiune, așadar, așa ca o concluzie a acestui an, a ceea ce o să urmeze în perioada următoare și pentru dumneavoastră, dar și pentru români, cam care ar fi aceeași, în stilul dumneavoastră optimist, cum bine vă cunoaștem. Mesajul meu aș vrea să-l transform într-o rugăminte și să-i rog pe hunedoreni, chiar dacă vine vacanța, să fie foarte activ și foarte atenți pe tot ce înseamnă sursele pertinente de informare și să aleagă în cunoștință de cauză, după o campanie electorală fierbinte prezidențială, să aleagă cel mai bun președinte pentru România. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, noi vă așteptăm și fizic aici în platou atunci când veți avea această posibilitate și vă doresc mult succes în această perioadă, care va fi una totuși destul de fierbinte, inclusiv pentru dumneavoastră, parlamentarii în funcție, și bineînțeles pentru cei care urmează să candideze în această toamnă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență încă o dată. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Vă doresc să aveți parte de o după masă răcoroasă la propriu. Numai bine!